Discutăm cu președintele PNL, Alina Gorghiu. Începem abrupt. Președintele Klaus Iohannis a declarat recent despre campania electorală că nu este foarte dinamică și că partidele au avut un start mai slab, deci se referea și la PNL. E corect acest diagnostic, doamna Gorghiu? Campania pare un pic anostă, dar să știți că legislația este o componentă care dă nota asta de plictiseală. Și da, o simt și eu. Lipsa de vizual, lipsa de panouri peste tot de dimineață la prânz și seara arată cumva că nu există bătălie politică. Ea există. Poate insuficientă. Poate insuficientă substanța mesajului cu care se iese în această campanie electorală, că întotdeauna se pune preț mai degrabă pe campanii de denigrare sau pe subiecte de cancan decât pe teme care să aducă plus valoare societății sau electoratului. Însă, trăgând linie, cred că important va fi dacă reușim să mobilizăm prin mesajul nostru lumea la vot, dacă reușim prin numărul de votanți să legitimăm un parlament care are o cotă de încredere de 14%, adică sub nivelul mării, și dacă vom reuși să generăm o majoritate stabilă care să dea un guvern așa cum și-l dorește românul. Partidului pe care îl conduceți nu îi reproșați nimic? Am foarte multe de reproșat, în principal mie, să știți. Partidului mai puțin. Ce anume aveți să vă reproșați? Sunt lucruri pe care le-aș fi putut face mai bine, sunt lucruri pe care probabil le-aș fi putut impulsiona mai mult. De exemplu? Poate că ar fi trebuit să, de la locale până astăzi, să accelerez mai tare nevoia asta de schimbare în Partidul Național Liberal. Am făcut pași importanți în schimbare și am reușit să aducem cel puțin la locale un suflu proaspăt, foarte mulți candidați noi care au performat în alegerile locale și aici trebuie să-i felicit pe cei care au candidat, pentru că am reușit să avem 1100 de primari, care în România înseamnă un număr foarte mare, care domină o parte din administrația locală. Însă, cred că greșeala mea sau lipsa mea de comunicare publică suficientă a acestei schimbări se simte. Mi-aș fi dorit să afle fiecare dintre cei care urmăresc activ politica românească, dar mai ales cei care nu urmăresc activ politica românească, că Partidul Național Liberal și-a asumat anumite erori în trecut și că acum este pe un drum care înseamnă schimbare, care înseamnă o nouă paradigmă în politică. E greu de transmis acest mesaj și greu de transmis credibil acest mesaj de un partid care nu prea s-a schimbat în ultimii 26 de ani. Simțiți nevoia, simțiți lipsa implicării președintelui Klaus Iohannis în campanie? A fost cel mai mare susținător al ideii de schimbare în partidele politice și cred că e unul din subiectele pentru care chiar trebuie să-i mulțumesc ca lider de partid politic, ca lider de partid politic liberal, că la PSD sigur nu-i mulțumește nimeni, ba dimpotrivă. În campania electorală nu simt nevoia să se implice pentru că există niște rigori constituționale pe care le va respecta în spiritul și în litera Constituției, indiferent ce ar spune oricine de pe margine. Mă bucur însă că văd că reușește prin mesajele de schimbare, de reforma clasei politice să stârnească atenția într-o pătură a electoratului pe care eu sau PSD-ul sau PMP-ul, UDMR-ul sau alte partide politice din România nu reușesc să mai capteze atenția acestora. Dacă din partea președintelui și din partea primului ministru în funcție și din partea societății civile ar veni în mod constant un mesaj de mobilizare la vot față de electoratul din România, pentru mine ca om politic ar însemna un plus valoare această campanie electorală și mi-aș dori să văd factori de decizie din statul român că fac apel la populația din România să-și legitimeze aleșii din Parlament. Ați discutat cu premierul Dacian Cioloș după interviul în care a luat distanță de PNL? Discut constant cu primul ministru pe subiecte care țin de guvernare, pe subiecte care țin de bunul mers
al guvernului și al societății în general. Sunt proiecte cum este legea salarizării unice care ne preocupă, vorbești cu ministrul muncii, vorbești și cu alți miniștri, însă eu n-am perceput-o deloc declarația domniei sale ca pe un... ca pe o distanțare de Partidul Național Liberal. Probabil că a fost o declarație de ajustare, de acomodare. A transmis acomodarea la o parte din politica românească care chiar înțelege că trebuie să te uiți înainte, nu înapoi. Eu nici măcar o secundă nu i-am cerut să renunțe la angajamentul pe care l-a avut, și anume acela de a-și duce mandatul până la capăt, de a nu se implica politic. Dar credeți că era mai bine să fi demisionat și să se implice direct în campania PNL? Mă întrebați ce-mi doresc eu? Este da, nu vreau să vă mint. Mi-aș fi dorit să văd un prim-ministru angajat politic. Un prim-ministru care să fie standardul. Întrebarea era dacă... considerați că era mai bine ca premierul Cioloș, că despre el vorbim, să fi demisionat ca să fie eliberat de promisiunea că atâta vreme cât e premier nu se implică și să se implice în campania PNL. E mai puțin important ce era mai bine pentru PNL. Da, pentru Partidul Național Liberal cu siguranță că ar fi fost mai bine dacă Dacian Cioloș ar fi pus în fruntea trupelor de partid, în fruntea activului de partid și ar fi defilat asumat ca prim-ministru liberal. Însă, din punctul meu de vedere, încercând să fac abstracție de calitatea de lider al Partidului Național Liberal și încercând să mă pun și în pielea domniei sale, un angajament făcut cu România e un angajament peste o dorință a unui lider liberal. Faptul că a înțeles să-și ducă mandatul până la capăt, pentru mine este o garanție că omul ăsta știe să-și țină cuvântul, știe să joace onest cu cetățeanul român și cu un executiv pe care îl conduce. Pe de altă parte, așa cum remarca o colegă și a și spus în timpul interviului, pare nici călare, nici pe jos. Adică trebuie să-și țină angajamentul și asta îl împiedică să se implice mai puternic în campania liberalilor. N-a spus că se va implica în campania liberalilor mai mult decât faptul că a acceptat să fie propunerea noastră de prim-ministru. De altfel a fost o ofertă din partea Partidului Național Liberal, o acceptare din partea primului ministru și mai departe cred că nu are sens să mai facem, eu una n-am mai făcut niciun fel de presiune și niciun fel de pas și niciun fel de scenariu n-ar trebui să fie făcut mai departe, pentru că momentul în care Dacian Cioloș va face o opțiune politică sau nepolitică va fi post 11 decembrie. Până atunci, cred că este cel mai important lucru să-și ducă mandatul la bun sfârșit. Sigur, dar pentru liberal, pentru membrii dumneavoastră de partid, când citesc sau aud un premier spunând, premierul pe care îl susțin, spunând că a discutat inclusiv despre retragerea pozelor de pe afișele PNL-ului, pozele cu el, că nu se implică în campanie. Ce motiv ar mai avea să tragă pentru el? Nu e cam demobilizator asta? Am putea să discutăm foarte mult pe subiectul ăsta, însă cred că dacă vom da la o parte o declarație sau alta a primului ministru, a mea, a unor membri, rămân câteva lucruri la care trebuie să ne raportăm. 1. Avem un prim-ministru care nu e membru de partid politic. 2. Avem un candidat de prim-ministru noi din Partidul Național Liberal pe care îl respectăm pentru ceea ce face și pentru politica pe care încearcă să o impună în România. 3. Cred că e prima dată în istoria post-decembristă când un partid politic de talia Partidului Național Liberal se deschide și acceptă, ba chiar propune un prim-ministru care în acest moment nu este membru de partid. Și considerați că a fost cea mai bună opțiune a PNL să propună pe cineva din afara partidului în loc să vină cu un om din partid? Categoric. Categoric, schimbarea Partidului Național Liberal, încercarea de a avea o conexiune directă cu electoratul din România, încercarea de suprapunere agendei politice peste agenda societății, nu se poate face dacă rămâi
în spatele unor uși închise. Deschiderea ușilor Partidului Național Liberal către primul ministru Cioloș, pentru mine, a fost semnalul că partidul ăsta chiar se poate schimba și întâmplarea face, norocul face să fiu liderul partidului în această, care nu e ușoară etapa ușile asta. S-au deschis, dar pare că domnul Cioloș nu prea vrea să intre pe ușa asta deschisă. Așa dă senzația, cel puțin prin declarațiile făcute numai de mult de vineri, joi. Sigur, primul ministru va explica și își va susține pozițiile pe absolut orice subiect. Eu vă spun că nu există niciun fel de fractură între Partidul Național Liberal și Dacian Cioloș. Ba dimpotrivă, există un parteneriat pe care îl susținem, îl arătăm publicului în mod transparent și îl vom duce până la capăt. Și veți vedea că acest parteneriat va reuși să ducă România înainte nu 4 ani de zile, ci 8 ani de zile. Cum se va manifesta acest parteneriat până la alegeri? Pentru că în afara meetingului la care a participat domnul Cioloș, unde a fost lansată platforma România 100, n-am văzut alte acțiuni comune. Nici n-o să vedeți alte acțiuni comune. M-aș bucura însă să văd din partea primului ministru, la un moment dat, o declarație în care să spună publicului din România faptul că a acceptat candidatura sa de premier din partea Partidului Național Liberal, pentru că acest partid a fost cel care l-a susținut un an de zile necondiționat în exercițiu guvernamental, de altfel singurul partid care l-a susținut, că PSD-ul cu domnul Dâncu l-au sabotat, unii din interior, alții din Parlament. Și aș mai vrea să mai spună că acest partid, mi-aș dori să aud că spune răspicat că acest partid a început un proces care îl face un partid, haideți să nu spun dur frecventabil, dar un partid pe care să-l aprecieze și domnia sa. Dacă n-ar fi existat această apreciere a lui Dacian Cioloș față de Partidul Național Liberal, n-ar fi acceptat candidatura de prim-ministru. Bănuiesc că sunteți convinși și dumneavoastră, știm și noi acest lucru. Însă sunt multe lucruri pe care noi le mai avem de făcut. A guverna UNEŞ și a avea o majoritate parlamentară care nu va încerca să-și promoveze iarăși în funcție tot felul de oameni care sunt obișnuiți cu promovatul în funcție doar pentru că sunt membri din conducerea unui partid, cred că sunt condiții pe care le va cere primul ministru și pe care, desigur, le vom impune și noi la nivelul conducerii. Deci mai sunt câțiva pași, mai sunt câteva etape pe care va trebui să le ardem împreună cu Dacian Cioloș în procesul ăsta de schimbare la față. Apropo de lucrurile care ar mai fi de făcut, poate că domnului Cioloș e destul de greu să se apropie și mai mult de un partid care, mai departe, pare să aibă ca lider informal pe domnul Atanasiu, pe domnul Petrache. Sunt foarte mulți oameni cu experiență care au rămas în Partidul Național Liberal și îmi doresc să rămână în continuare. Ei sunt mai mulți decât atât. Sunt mulți lideri informali. Ei sunt mai mult decât atât, cei doi, domnul Petrache, domnul Atanasiu, nu sunt așa, niște oameni care au rămas. N-a spus nimeni că sunt oameni care rămân și oamenii care rămân în general în partid sunt oameni pe care îi apreciez. Sunt foarte mulți oameni care au plecat în alte partide, oameni care au avut probleme și și-au găsit, cum a fost domnul Tăriceanu, cât o funcție de președinte al Senatului și acum pupă condurul PSD-ului. Însă eu apreciez fiecare om care știe să capaciteze electoratul. Iar la noi sunt și oameni cu experiență, sunt și oameni tineri, sunt și oameni noi, oameni care au un CV profesional și oameni care vor demonstra că sunt proiecte pe care știu să le ducă la bun sfârșit. Evident că miza mea este ca partidul ăsta să meargă într-o direcție de noire, inclusiv la nivelul conducerii. Va fi un congres după alegeri, ca așa cere legea partidelor politice, undeva în primăvara anului 2017, vă mai doriți un mandat de președinte? În care văd, n-aș vrea să mă pripesc cu răspunsul deloc, însă vă spun că aș vedea o conducere care să însemne altfel de PNL. Mi-aș dori o conducere care să fie din oameni care confirmă acum post alegeri locale, din lideri care intră în Parlamentul României și o conducere în general mai nouă, care se desprindă de
imaginea care ne-a costat. Știți, sunt oameni care n-au nicio vină în PNL, dar oameni care de-a lungul vremii au fost într-un executiv care a luat anumite măsuri neprietenoase pentru salariații din România. Mai sunt lideri care au participat activ la crearea USL-ului, care până la urmă a dezamăgit românii, că în esență n-a fost decât un vehicul care să favorizeze umflarea PSD-ului în toate structurile statului român și a caracatiței PSD, care a căpușat și căpușează în continuare administrația. Iar acei oameni cred că ar trebui să rămână în susținerea Partidului Național Liberal, dar cu un nou leadership. Eu cred însă că după alegeri trebuie să învățăm o lecție care n-a prea fost învățată în partidul pe care îl conduc acum. Câștigi, vei beneficia de lauri. Ai pierdut, trebuie să te dai la o parte și cred că asta nu e valabil doar pentru lideri, ci pentru toate conducerile județene. Pentru că de multe ori sunt colegi care cred că trebuie sacrificat un singur om sau doar cei din conducerea națională. Nu. Alegerile din 11 decembrie au o miză mult prea mare ca să nu fie simțită responsabilitatea asta de la primul până la ultimul membru al partidului. Am spus că veți mai avea două meeting-uri mari în țară, unul la Craiova și unul la Iași. Și unul la Iași. Va fi prezent domnul Cioloș la ele? Nu, la niciunul. Nu de vreau ce? Pentru că primul ministru are încă două săptămâni în care trebuie să finalizeze proiectele pe care le are de finalizat. Nu vreau să amestec deloc lucrurile. De altfel, în ciuda așteptării publice, și noi și primul ministru am stabilit foarte clar care sunt parametrii acestui parteneriat. De aceea eu nu sunt deloc vexată că domnia sa nu participă la meeting-uri, domnia sa nu va fi deloc lezat de insistențele mele publice pentru că ele nu vor exista. Fiecare își face treaba cum trebuie. Dacă exercițiul guvernamental va fi apreciat așa cum trebuie de electoratul din România, cred că Partidul Național Liberal are de câștigat. Dumneavoastră faptul nu poate, susțin, nu sunteți vexată, dar publicul, doamna Gheorghiu, publicul ce să înțeleagă? Publicul trebuie să înțeleagă, în opinia mea, sau mi-aș dori să înțeleagă, că un prim-ministru care performează la Palatul Victoria este cea mai bună opțiune de continuat după 11 decembrie. Și tot despre guvern, încă două întrebări importante, zic. De ce credeți că guvernul a renunțat, a eșuat în a achiziționa opera lui Brâncuș, Cumințenia Pământului? E un răspuns pe care nu pot să vi-l dau. A fost o campanie bună. Cauzele pentru care nu s-a produs efectul dorit de noi toți, n-aș putea să vi le indic. Nu l-ați întrebat pe domnul Cioloș de ce nu mai cumpărați Cumințenia Pământului? Vă mărturisesc că n-am apucat să discut despre acest lucru. Mi-aș dori să găsim o modalitate să nu repetăm genul ăsta de campanie care să nu aibă efectul dorit. Ați spus că veți fi printre primii care vor contribui la achiziția Cumințeniei Pământului, asta spuneați undeva prin martie. Am o întrebare, e dacă ați participat, cu cât ați participat și dacă vă veți cere banii înapoi. Nu, s-a contribuit de la partid. N-am să cerem niciun leu înapoi. Din păcate, știți, efectul acestei campanii este unul care va demobiliza pe oricine sau va demotiva un executiv viitor să genereze o campanie similară. Și cred că ar trebui să găsim partea bună a acestei campanii, să găsim jumătatea plină a paharului și să nu arătăm cu degetul către jumătatea goală, chiar dacă domnul Dragnea acum face din această campanie o sperietoare pentru societatea românească. Tot am înțeles, doamna Gheorghiu. Până la urmă, vă recuperați banii pe Cumințenia Pământului sau nu? Nu, și încurajez pe toată lumea să încerce să
folosească un gest bun făcut pentru o campanie bună, fără să se gândească că e un moment în care ar trebui să schimbe imaginea acestei campanii. Chiar fac apel la toată lumea de bună credință să înțeleagă că o campanie, chiar dacă nu s-a finalizat așa cum ne dorim, poate fi un start bun pentru alte momente. Poate n-a fost bine comunicată, poate n-a fost suficient comunicată, poate n-am fost noi suficient de bine pregătiți, nu știu. Cert este că n-aș fi descurajată și cu cât există oameni ca Dragnea care să înjure un proces transparent, care să critique un demers care, pe care eu îl găsesc legitim, bun, da, cu atât de altă mai parte, sănătos. Doamna Gorghiu, domnul Dragnea e și el în campanie. Un astfel de eșec, mai cum să nu fie exploatat de PSD? E mai prin țară, mai pe afară, domnul Dragnea, în campanie. Acum ne pozează în frecventabil viitor prim-ministru, dar mi-e teamă că o să aflăm peste câțiva ani despre cum a fost ajutat de consultanți ca în povestea cu Tony Blair. La ce vă referiți, că nu înțeleg? Srăutăcioasă acum. La vizitele domniei sale pline de substanță în afara țării. La vizita din Suedia? La vizita din Suedia și nu numai, da. Și de ce credeți că s-a întâlnit cu premierul Suediei? Să arate nu, că aș vrea să... frecventabil? Evident că da. Evident, domnul Dragnea este într-o campanie asiduă de la flipchart până la vizite organizate de consultanții ai domniei sale, probabil pe sume interesante, pentru că există această disperare la Liviu Dragnea de a ajunge prim-ministru. Credeți că vrea să fie prim-ministru? Da, ridicolul nu are limite când vine vorba de domnul Dragnea și nu o să priceapă niciodată că nu poți să ajungi prim-ministru. Sau eu îmi doresc să cred că societatea românească are antidotul necesar pentru a nu avea un premier condamnat. Trecem acum la campania PNL, pentru că aici sunt multe de discutat. Da. Și aș vrea să știu în primul rând cine e responsabilul de campanie. Cine răspunde pentru modul în care arată campania electorală a PNL? E o echipă de campanie condusă de primarul Aradului, de domnul Falcă, și sunt, cred că vreo 20 de lideri în acea echipă de campanie, lideri județeni, lideri regionali, lideri naționali, care își fac treaba mai cu sincope, mai cu greșeli, mai cu lucruri bune, dar să știți că sunt inerente campaniei. Da, dumneavoastră, cum ați defini campania PNL de până acum? Făcută cu bună credință. Cred că e cel mai important lucru pe care pot să-l spun despre această campanie. Cu resurse puține, chiar foarte puține resurse financiare din nefericire, cu o medie în mare parte ostilă, cu o capacitate... Da, ostilă, așa gratuit, credeți? N-aș vrea să generalizez, dar aș vrea să spun că avem însă o capacitate foarte mare de a ne mobiliza resursele interne și activul de partid. De altfel, greul, să știți că pică nu pe conducerea centrală în acest moment, greul pică pe toți aleșii locali, pe primarii Partidului Național Liberal, pe consilierii județeni, consilierii locali care lucrează la firul ierbii să transmită mesajele din programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Și cred că este mai puțin important dacă am mai făcut greșeli sau nu. Ele se vor deconta sau vom trage linie și le vom analiza după aceste alegeri și vom vedea. Câștigăm alegerile, se uită și greșelile. Acum, nu singura le câștigăm, le decontăm. Așa, mergeți mai departe cu echipa care a făcut afișele, filmulețele, care au fost criticate, ridiculizate, uh-huh, au făcut deliciu presei de umor și satiră. Cine a făcut, de pildă, afișele cu Guvernul Zero? Așa se vedea, Guvernul Zero. Sau PNL, eliminăm PNL. Erau multe căruța cu paiațe în spatele afișului. Destul de ridicol, așa. Cine a executat aceste afișe? Ideea cui e? Între un afiș din care nu se vede suficient de bine textul,
sau o campanie de vizual nu foarte inspirată a Partidului Național Liberal și o campanie asiduă pentru a-l face pe Dragnea prim-ministru și frecventabil pentru mediul de afaceri din România, pentru că scrie la un flipchart niște date, aș alege întotdeauna o campanie stângace. Bun, dar acum întrebarea e, n-am să vă dau pragmatic vorbind, din mergeți mai departe să cu echipa spun... asta de campanie sau vă gândiți să o schimbați? Echipa nu se schimbă în timpul jocului, mm-hmm. însă au existat discuții după fiecare material mai mult sau mai puțin inspirat. Dar, repet, decontările se fac după campanie. Înainte de campanie, înainte de alegeri, aș vrea să mai explicați ceva care pe noi ne-a mirat, de pildă. De ce a semnat parteneriatul cu Coaliția pentru Familie? Doar pentru că petiția e semnată de 3 milioane de oameni și vi s-a părut așa interesant să faceți un parteneriat cu ei? Probabil că știți că discuția în interiorul Partidului Național Liberal a presupus opinii și opinii. N-a fost o unanimitate de opinii, ceea ce se întâmplă constant în PNL. Ideea majorității s-a decantat și a sunat în felul următor. Suntem de acord ca un proiect care respectă toate rigorile pe care le cere Constituția, ca să fie inițiativă cetățenească, este în curs de derulare. E în Senatul României, va intra în Camera Deputaților, sesiunea următoare. Suntem de acord că o inițiativă cetățenească trebuie dezbătută și trebuie supusă unui referendum. Această temă în Partidul Național Liberal, tema familiei tradiționale, are suport. Dar întotdeauna s-a spus foarte clar că familia tradițională are suport ferm din partea Partidului Național Liberal cu respectarea tuturor drepturilor minorităților. Asta spune și Constituția, asta vom spune și noi de fiecare puteți dată. Să explicați publicului dumneavoastră de ce susțineți ideea asta și cine... Mai ales, fondul problemei ăsta e, cine amenință azi în România familia tradițională încât simțiți nevoia să modificați Constituția pentru a o apăra? Nu există, în opinia mea, în momentul acesta o problemă de acoperire legislativă. De altfel, o tot spun, de 6 luni de zile o tot spun. Această prevedere se află în codul civil. Căsătoria între un bărbat și o femeie este reglementată de un articol din codul civil. Asta nu înseamnă că nu trebuie să recunoști un demers, legitimitatea unui demers, făcut de 3 milioane de români, care vin și îți spun, vreau să depun această inițiativă cetățenească în Parlament. N-ai cum să te faci că nu există. Ești obligat să o dezbați, ești obligat să o iei în seamă, ești obligat să-ți spui punctul de vedere pe acea inițiativă. Vă amintesc că acum 2 ani de zile în Comisia de Revizuire a Constituției a fost acest subiect pus pe tapet. Inițiativa a aparținut lui Crin Antonescu, a fost semnată de parlamentari liberali, tocmai acel amendament a existat. Căsătoria trebuie reglementată ca fiind instituția între un bărbat și o femeie. La momentul acela, Victor Ponta s-a opus și PSD-ul a respins amendarea Constituției. Și, bun, finalul cunoaștem cu toții, nu s-a mai ajuns la finalizarea proiectului de revizuire din pricina ruperii USL-ului și așa mai departe. Astăzi suntem în situația în care, cel puțin cei din Partidul Național Liberal au spus așa, nu vrem să transformăm această temă în temă de campanie electorală. Nu-i normal să o faci, cum nu-i normal să ai poziții în extremă nici de o parte, nici de alta. Și cu asta, cred că subiectul este... limpede. Bun, trecem mai departe la oferta electorală a PNL și aici foarte pe scurt v-aș ruga să ne spuneți care sunt primele 3 măsuri, nu mergem pe cele 10 pe care înțeleg că le veți anunța la meetingurile electorale în țară, deci 3 măsuri pe care PNL le consideră extrem de importante și vor fi adoptate imediat după 1 ianuarie dacă liberalii formează guvern. Evident că sunt măsuri care țin de fiscalitate în principal.
primul și primul lucru va fi reducerea taxelor. 16% angajat, 16% angajator, TVA 16%. O să mă întrebați de unde reușim să scădem povara fiscală. Există acea lege în Parlament pe care o vom adopta de urgență, care privește stoparea evaziunii fiscale făcută, cea care diminuează baza de impozitare pentru anumite companii străine. Egalizăm tratamentul, competiție egală, antreprenor român, antreprenor străin, impozitarea profitului în România, sumele colectate vor fi de 4 ori mai mari ca acum la bugetul statului și vei acoperi reducerea scăderii de taxe. Măsura a doua? Măsura a doua este, în opinia mea, cea care trebuie să țină de debirocratizare. E o măsură care prevede ceva simplu. Știți că acum contribuabilul sau firma completează de vreo 55 de declarații la fisc. Le reducem la 5. Mai există de asemenea proiectul inclus sau măsura inclusă în acest proiect că cu un singur click vei plăti toate dările la stat. Credeți-mă că ăsta va fi un proiect definitoriu pentru liberali. Dacă reușim să-l implementăm urgent în prima parte, în primul trimestru al anului 2017, deja vom vorbi de un mediu de afaceri care va învăța să zâmbească. Și a treia măsură? Fondul de dezvoltare urban-rural și banca de investiții, fond care va genera și va multiplica locurile de muncă, simularea economiștilor din Partidul Național Liberal, atunci când au generat ideea acestui fond de dezvoltare, a fost de 300.000 de locuri de muncă cu un salariu minim de 1.000 de euro. Ceea ce înseamnă că ne-am schimbat un pic paradigma, ne gândim la salariu mediu pe economie, pe care și cu legea salarizării unice îl vom duce undeva la 4.238 de lei și nu discutăm de salariu minim, ne concentrăm pe salariu mediu. Iar la nivel parlamentar, singurul lucru pe care chiar vreau să-l fac dintr-o încăpățânare care mi-a fost alimentată de poziționarea PSD-ului de-a lungul vremii, este această procedură de simplificare a ridicării imunității. Este atroce că într-un parlament nu reușești să găsești înțelegere pentru un proiect simplu care spune imunitatea se ridică în 48 de ore cu vot la vedere. Ce vă diferențiază în mod clar? Că ascultându-vă, publicul ar putea să spună ce auzim de la PNL, auzim și de la PSD. Și ei spun taxe mai mici, și ei spun creșterea salariilor și debirocratizare, reducerea 100 de taxe, vine domnul Dragnea și spune, plusează. Care e diferența esențială între dumneavoastră și cei de la PSD? Să presupunem prin absurd că programele chiar ar fi identice. Diferența o fac oamenii. Însă credibilitatea programului de guvernare ți-o dă echipa care va face parte dintr-un executiv și persoana primului ministru. Și dacă împart ecranul în două și îl pun pe Dacian Cioloș într-o parte și pe Liviu Dragnea în partea cealaltă și iau istoricul unuia care a reușit o creștere economică de 5% anul acesta și personajul Dragnea care a promis 1.000.000 de locuri de muncă și a reușit 50.000, care la Teleorman are dublu mediei naționale pe șomaj, care are dublu mediei naționale pe ajutoare sociale, care a făcut din Teleorman un pol al sărăciei, deși oamenii au un potențial extraordinar, atunci evident că nici nu rămâne să fac comparație. Pe de altă parte, și aici vreau să atrag atenția pe un singur aspect legat de fiscalitate la PSD. În vreme ce noi propunem cota unică generalizată de 16%, uitați-vă la PSD care propune cotă progresivă. A ajunge din nou la o taxare de 35% pe veniturile românilor înseamnă salarii mult mai mici și la privat și la stat. Eu mă întreb cum poți să accepți să susții un partid care nu vrea nici să creeze locuri de muncă, care vrea să-ți ia banii din buzunar prin această taxare progresivă. Trecem la alt subiect care vă privește mai mult pe dumneavoastră. L-am văzut pe domnul Isar, pe soțul dumneavoastră, înainte de campanie în special, atacând foarte dur Banca Națională și pe domnul Isărescu. Acum, întrebarea e dacă a avut girul PNL să facă asta. Lucian Isar e un finanțist extraordinar. Făcând abstracție de faptul că e soțul meu și are poziții publice legate de BNR și de șeful BNR de, cred că, mai bine de 8 ani de zile.
înainte să-l cunosc, înainte să fie soț, înainte să fie, să aibă orice altă calitate. Evident că nu se pune problema să-și ia, nu e membru de partid, nu și-a acceptul de la PNL, cum de altfel eu nu fac strategia partidului cu el. Partidul Național Liberal e un consolidat cu o ierarhie foarte clară și toate strategiile se discută în interiorul Partidului Național Liberal și nu există nicio altfel de structură paralelă de influență, așa cum ar spune unii sau alții. Joacă vreun rol domnul Lisar în luarea deciziilor în PNL? Tocmai vă spun, nu există niciun fel de participare a soțului meu în deciziile Partidului Național Liberal. La promovarea legii dării în plată, de pildă, a avut vreun cuvânt de spus? Nu, absolut. Vă rog să nu... Eu sunt foarte de acord să discut transparent, deschis despre familia mea, despre soțul meu. Dar a-l amesteca în politică doar pentru că eu sunt liderul Partidului Național Liberal... Nu-l amestecăm, încercăm să ne lămurim și cred că prin pozițiile adoptate de domnul Isar, domnia sa a introdus această confuzie, nu noi. Inițiativa dării în plată aparține, după cum știți foarte bine, unui parlamentar liberal, Daniel Zamfir, care și-a susținut-o până în pânzele albe, o inițiativă care a fost agreată de grupul parlamentar în unanimitate, care a avut suport în majoritatea parlamentară, inclusiv în celelalte partide, care a fost sprijinită de Guvernul României fără discuții foarte multe. Domnul Lisar n-a avut niciun cuvânt de spus. Domnul Isar nu are un cuvânt de spus, nu este membru al partidului, nu este membru în grupul parlamentar, nu este membru în Parlamentul României, dar ca finanțist, evident, nu îl împiedică nimeni să spună opinia pe un proiect legislativ sau altul. Dar acum am văzut că a oprit aceste atacuri și critici la BNR. I-a cerut dumneavoastră să o facă sau s-a oprit singur? Nu i-am cerut, nu o să-i cer nimic care ține de activitatea lui profesională. Bun, mergem mai departe. Vorbim despre soarta PNL după alegeri, încercăm să ne lămurim cu cine va face alianțe. Doamna Săptoiu a scris recent pe Facebook, decât o alianță cu PSD, doar ca să fim la putere, mai bine o poziție onestă și puternică, iar acei dintre noi care au chef să fie oricum la guvernare, ar fi bine să se decidă repede. Sunt oameni în PNL care vor alianță cu PSD? De a simți doamna Săptoiu să spună asta? Doamna Săftoiu spune de fapt un lucru pe care cam toți l-am spus mai public, mai puțin public, de multă vreme. Suntem trecuți printr-o experiență cu PSD-ul prin care n-aș mai trece pentru nimic în lume. Realmente n-aș mai trece pentru nimic în lume. Dar ce v-a traumatizat așa tare? Dacă ați intra în contact cu PSD-ul să vedeți cam ce structură îmbătrânită și viciată este, ați înțelege sentimentul pe care îl trăiesc eu astăzi. E un partid care nu înțelege că într-un stat de drept trebuie să funcționeze justiția. E un partid care nu înțelege că nu trebuie să-ți pui toți prietenii și toți membrii de partid în poziții cheie din statul român. E un partid care nu vrea să înțeleagă că TVR-ul trebuie să funcționeze independent și fără politică de cenzură de la vârful instituției. E un partid care nu va înțelege că tot ce înseamnă BNR, ASF, luați toate instituțiile din România, nu trebuie să funcționeze decât cu specialiști și nu cu sinecuri politice. E un partid care, și cu asta termin, îi cere domnului Bejenariu să-și dea demisia, ba chiar să-și dea demisia dintr-un viitor parlament al României, dânsul fiind nici măcar urmărit penal acum, dar îl acceptă pe Liviu Dragnea condamnat definitiv, nu doar în Parlamentul României, ci ca propunere de premier. E un partid care nu-și respectă membrii, nu știe să respecte un eventual partener, nu știe să respecte statul român, nu știe să respecte nimic. Un partid care nu face decât să acapareze și să distrugă fibra asta de democrație din România. Cu cine vă vedeți în alianță după alegeri, dacă sunteți în poziția de a forma guvernul? Cu USR doar e greu de crezut acum, în acest moment, că va fi suficient. Știți ce se întâmplă după 11 decembrie? Fiecare lider de partid cere în forul de conducere un mandat de negociere pentru majoritatea parlamentară. Vă spun că exclud PSD-ul.
categoric, oricât de mult și-ar dori PSD-ul să vehiculeze acest scenariu, că le este favorabil. Se spală prin asocierea cu PNL-ul, se spală prin asocierea cu PNL-ul, dau senzația membrilor care nu cred că vor ajunge la guvernare că există o portiță. Eu deci mai bine de în opoziție decât cu PSD la guvernare. Absolut. Eu spuneam la Lugoș zile trecute. Dar toți gândesc așa în PNL? Că mai bine îmi tai o mână decât să ajung cu PSD-ul la guvernare. Dar nu toți s-ar tăia o mână. În partidul nostru a fost un vot, dacă nu mă înșel, acum vreo 3 luni de zile. Unanimitate. Mm-hmm. Toată lumea este friptă cu PSD-ul. Toți știm care este dimensiunea de partid acaparator și nereformat a PSD-ului. PSD-ul exclus. USR-ul este o variantă, și nu și de alianță. La fel. Au fost în ședință și au votat același lucru ca și noi. Și nu credeți că negociază acum pe Sumas o eventuală absolut deloc. Alianță? N-am niciun fel de suspiciune. N-aveți. Da, niciuna. Niciun fel de suspiciune față de colegii mei. Cum USR-ul este o variantă pe care, o structură de partid pe care eu mi-o doresc în Parlamentul României. Cum vedeți relația cu USR după alegeri? O relație care poate fi îmbunătățită de un exercițiu guvernamental cu Dacian Cioloș. Știți prim-ministru? De ce vă întreb? Că Nicușor Dan, de pildă, tot spune că nu vrea la putere în caz că ajungeți să-l impuneți pe domnul Cioloș în poziția de premier. De ce nu vrea asocierea cu PNL? Ați discutat cu... Faptul că nu vrea la putere nu înseamnă că nu vrea să se asocieze cu PNL. Păi de ce să nu vrea altfel? Eu zic că un răspuns pe care trebuie să și-l cristalizeze domnul Nicușor Dan. În momentul ăsta mi-e limpede că mai trebuie să-și cristalizeze câteva răspunsuri. Și în fine, pe cine aveți pregătit și publicul cred că ar trebui să știe cu 2 săptămâni înainte de alegeri, dacă PNL va ajunge să formeze guvern, cine vor fi cei care îi veți susține pentru ministere cheie, precum justiție, finanțe, interne, sănătate. Justiție. N-am să vă dau niciun fel de nume, am să vă spun însă că un cuvânt n-am cum să vă dau aceste nume, pentru că ar fi neserios să-mi anunț partidul într-un interviu la Hot News ce miniștri vom pune. Doi, este logic că primul ministru, cel care își va forma cabinetul, va avea un cuvânt important de spus în formarea cabinetului. Noi putem să punem expertiza noastră și oamenii de profil din comisiile de specialitate la dispoziția primului ministru și selecția o vom face împreună. Evident că va fi o analiză riguroasă și o analiză sănătoasă. Ce cred că merită să fie spus este faptul că o parte din ministere pot fi, în opinia mea, rămâne să-i consult și pe colegii mei, poate fi în continuare condusă de experți. Ministerul Justiției, am spus-o nu odată, cred că merită să fie condusă de un ministru care nu e membru de partid politic. Ar fi lipsit de suspiciunile pe care le aruncă în spațiu public și de acuzele pe care le aruncă în spațiu public opoziția în general cu privire la acel ministru. Poate n-ar fi rău să prelungim mandatul unuia din miniștri din acest cabinet, de exemplu. De exemplu, cine? Vom vedea. Și întrebarea care îl paște pe orice lider de partid înainte de alegeri e următoarea. Dacă nu veți câștiga, veți demisiona a doua zi? Nu mi-e teamă de demisie, cum nu mi-e teamă să-mi asum o victorie dacă pe 11 decembrie va fi acea victorie. Am cele două variante, de niciuna nu mă tem. Una mi-o doresc însă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc frumos!